la 402. Așteptați-mă și pe mine. Cine vine la școală de Halloween îmbrăcat în Albert Einstein? A? Eu de-abia mi-am luat costumul cu Einstein și vreau să știu ce concurență am, pentru că vreau să câștig. Sunt aproape sigură că o să fii singurul Einstein dintre noi. Pe bune? Ce bine! Freddy, n-ai observat cumva că mai erau doar câteva costume de pirați sau monștri și o grămadă de Einstein? Da, cred că au rezerve, pentru că sunt mulți care vor să fie ca el. N-are nimic cu Einstein. Ei bine, dacă e cineva care să câștige premiul pentru originalitate, aceea voi fi eu. Eu am să mă îmbrac ca Lungana Iacabovski, cea mai mare jucătoare de volei din toate timpurile. Norocul meu că nu mai face reclama la lame de ras și că nu se mai rade pe cap. Am tricoul ei roșu, apărătoarele de genunchi și dacă mă lovește cineva în dinții din față, vom fi gemene. Bună, Benny, ce costum porți de Halloween? Mă gândesc la micuța Bo-Peep. Ce chestie! Și eu la fel! Am ales-o pe Bo-Peep pentru că sunt foarte interesată de drepturile oilor. Ca să vezi ce coincidență! Și pe mine mă interesează problema oilor. Care o fi premiul pentru cel mai bun costum? Un abonament la tărâmul monștrilor. Wow! De unde știi asta? L-am auzit pe domnul Besser anunțând la adunare. Tilly sfurea așa de tare că m-a trezit. Îți amintești ultima dată când am fost la tărâmul monștrilor? Am rămas blocat în San Geros și am stat cu capul în jos 6 ore, am vomat zile întregi. Ce tare a fost! Da, și ca să fiu sigur că am să câștig abonamentul acela, am să-mi iau cel mai tare costum, domnul Bestie Spațial. Nu se poate, ăla-i costumul meu, arăt super cu 12 ochi. Și vrei să zici că eu nu? Dacă mergem amândoi ca Bestia Spațială, nu o să câștigăm. Facem un pact? Nu merge nimeni ca Bestie Spațială. Bine, corect. Să rămânem prieteni e mai important decât un costum stupid. Vrem un costum cu Bestia Spațială, vă rog. Oh, Jessie, de ce nu vrei să te îmbraci în ceva frumos, cum ar fi un fluturaș? Oh, îmi pare rău, drăguță, nu mai avem costume cu Bestia Spațială, dar ți-ar sta foarte bine costumat, fluture. Nu, eu sunt genul Bestie Spațială. Ia să vedem ce mai au. Oh, uite, ți-am găsit Bestia Spațială. Da? Atunci împachetează-o și să plecăm. Dar e un costum de doamnă Bestie Spațială. Hai, nu fi prostuț. Îți aduci aminte că anul trecut tatăl tău s-a îmbrăcat în Regina Maria? Îmi pare rău, nu sunt așa de tare ca tata. Dacă nu merg la petrecere ca domnul Bestie Spațială, nu mai merg deloc. Bine, am să-ți fac eu un costum de Bestie Spațială. Va fi unul mai bun decât orice altceva. Și știi că mă pricep la cusut. Da. Doar ieri ți-am lărgit turul pantalonilor, nu-i așa? Ai un fundoleț la fel de mare ca al meu. Bine, bine, fă-mi tu costumul. Orice, numai să nu mai aud iar povestea. Avem nevoie de un voluntar care să facă parte din comitetul de organizare. O să fie distractiv. O să dați o mână de ajutor la organizare. Mă ofer eu, eu. Polly... Mulțumesc! Nu, vreau să spun că nu e corect față de ceilalți. Să mai dăm și altora o șansă. Bine, Polly, ai obținut slujba. Super! Am să stau cu dumneavoastră 10 noapte. Super! Oh, doamnă Graves, fac un tur ca să împart manualul cu măsuri de siguranță pentru Halloween. Oh, mersi, dar nu e nevoie. Ne amintim cu toții discuțiile de anul trecut despre bomboane otrăvite și costume inflamabile. Nu mi-au ascultat sfaturile despre mersul pe stradă. Este noaptea de Halloween. Aveți costum de epuraș cu urechi drăguțe și coadă frumoșică. Și plecați la colindat, la intersecție... Bum! N-ați văzut venind mașina sport din pricina măștii. Mersi s-o răpit, ne-a fost de mare ajutor. Să sperăm că m-ați ascultat și ați luat un costum neinflamabil și nu luați foc de la vreo lumânare din cine știe ce dovleac. Bine, mulțumim, mersi, gata. Distracție plăcută! Vreau un costum cu micuța Bo-Peep care să arate exact ca ăsta. Oh, e minunat! Avem și noi unul exact ca acesta, dar tocmai l-a luat cineva. Oh, nu!
Nu-ți face griji, scumpo. Să fim creativi. Luăm câte ceva de aici, câte ceva de acolo și am obținut cel mai drăguț costum al micuței Bo Peep. Arată ridicol. Ești chiar Bo Peep. Ce drăguț e! Am să arăt super la petrecere. Sigur, atâta timp când nu se uită nimeni din spate. Prietenii își vor da seama că fundul acela mare este doar costumul. Am pus o jumătate de kilogram, se vede. Probabil că este din cauza luminii de aici. Și fața mea tot verzul îi arată? E, cred că partea cu colindul e în regulă. Să vedem partea cu păcălitul cum rămâne. Ahoi, marinari! Ha? Ha? Ahoi, marinari! Ahoi, marinari! Salut, băieți! Merg la petrecerea de Halloween îmbrăcat în pirat și învăț papagalul acesta să vorbească. Ahoi, marinar! Ei, vrei să mergi cu mine? Cu mine? Te rog! Nu puci! Nu-mi dau seama de unde a auzit chestiile astea. Ca președinte al comitetului de organizare, aș vrea să încep cu câteva sugestii pentru mâncare. Am eu o idee grozavă, nemaipomenită. Să facem un grătar. Domnule Jackson, petrecerea se ține în interior. Tare! Atunci nu trebuie să ne facem griji că o să plouă. Mă gândeam că le-ar plăcea mai mult copiilor puiul ăla Kiev. E vorba cumva de același pui pe care l-am avut la petrecerea de Crăciun? Încercam doar să-mi golesc frigiderul. A început să miroasă. Ce spuneți de borș și șnițele? Ha? Ha? Cum ar vrea să-ți dai seama că e o petrecere? Unde-i telefonul? Am să sun la casa de șnițele să fac comanda. Nu? Besele e un capsoman. Băutura care le place mult copiilor este ceaiul. Așa că să comandăm 100 de cutii de ceai Earl Grey, care să fie aduse la mine acasă. Vreau să zic la mine la birou. Cred că vom comanda răcoritoare. Hei, aș putea să fac eu un punci special. Nu, mersi, răcoritoare. Bine, a treia problemă, produsele din hârtie și furculițele din plastic. La bufet avem destule din astea. Numărul 4. Dați un pic, înapoi la 3. Am auzit furculițe din plastic? Cu tot respectul, dar ați înnebunit? Dar lingurițele, poți mânca orice cu o linguriță. Poți să mănânci supă cu o furculiță? Nu! Poți să mănânci și friptură de porc cu linguriță. Nu ideal, dar se poate. Polly, deși purtăm un respect deosebit lingurițelor, acum vom avea furculițe. E ca și cum mi-ați fi insultat mama. Îmi pare rău, dar... Așa cum e vaca adorată în India, așa venere și o lingurița, să știi. Bine, crezi că 300 de lingurițe vor fi de ajuns? Super! Am să fac comandă la instrumente de plastic pentru petreceri. Am un aranjament cu departamentul de lingurițe. Pesă-i o capsular. Bine, să plecăm de aici. Nu! Să-l mai învățăm ceva pe papagal. Ce zici de Besser? E un tântălău. Haide să nu ne prindă. Besser s-ar putea întoarce. Sau chiar Graves. Graves habar n-are. Ce chestie! Ok, și acum să-l învățăm și câteva cuvinte urâte. Să începem. Nu fi proști, Jesse, să plecăm. Haide, vini, să-l învățăm și cuvinte urâte. Nu fi proști, Jesse. Haide, vini, să-l învățăm și cuvinte urâte. Aici, uaua, suntem terminați. Poate că are un buton de ștergere. Am o idee și mai bună, deschide geamul. Uite, pasăre, libertate, zboară. Uite, o vrăbiuță frumoasă, te place? Am reușit. Suntem geniali. Nu fi prost, Jesse! Nu! Îți
vine să crezi câți copii poartă costume de pirați la petrecerea Halloween? Parcă toată lumea ar fi pirat. Vor fi mulți pirați? Oh, bună ziua, domnule Bester. Nu v-am văzut. Da, mulți pirați. Minunat, pot fi toți echipajul meu. Ahoi, marinar. Oh, minunat, ești un papagal așa de deștept. Și acum spune, spălați puntea. Hei, drăguță, vrei să ieși cu mine? Pasăre proastă, cred că de aia era la reduceri. Mănânci o pulpă de miel? Nu. Și eu credeam că ții cu oile. Țin, eu am am luat pulpa ca să nu mănânce altcineva. Și acum poți să o îngrop cum se cuvine. Fac eu asta pentru tine. Știu o rugăciune specială pentru oi. Ăsta nu arată deloc ca cel mai bun costum de bestie spațială. Așa arată mult mai bine. Arăt ca o sirenă. Și de ce violet? Bestiile spațiale sunt verzi. Verdele nu-ți vine bine, dragă. Pielea ta deschisă nu se mai vede deloc. Și cu antenele cum rămâne? Trebuie să fie 4, nu 2. Nu va observa nimeni. Iar ochii sunt complet greșiți. Ei, am rămas fără material. Dar partea cea bună este că am găsit astea într-o cutie și ți-am făcut esul acela frumos de pe piept. Care vine de la stupid. Ba deloc, eu cred că arăți desperiat. Ce zici de buze? A fost ideea mea. Cred că îmi stătea mai bine în fluture. Las că știu eu de ce ești chiar atât de supărat. O bestie spațială nu se simte prea bine fără super ultra laser. Ce? O lanternă Tami Malibu? Pe cine să vaporizez? Pe Malibu Ben? Nu port chestia asta, am să mă învelesc în celofan și am să mă dau drept un sandwich. Jessie, dragă, nu poți merge la petrecere fără costum. Atunci nu mă mai duc deloc. Oh, cum să nu te duci? Am stat ore întregi ca să fac costumul acesta. Câștigi sigur cu el, îți spun eu. N-a câștigat și tata cu costumul acela de regină? Da, și a fost votat și Miss Vârsta a doua. E, poate o să fii și tu la fel de norocos. Ce petrecere tare! Dar ce-i cu costumele? E Halloween. Vreți să-l auziți pe papagalul meu cum vorbește? Spune ahoi, marinar! Spune, arată-le copiilor, ahoi, marinar! Vrei să ne întâlnim? Vrei să ne întâlnim? Oh, domnule Bester, credeam că nu mă mai invitați. Haios, clown! Tu ce ești? Tu ce crezi? Mama ta a făcut un costum ciudat. Cred că știu ce e. E o sirenă? Nu, sunt domnul bestie spațială. Da, cum să nu? O vezi pe Penny? Ce ți-a luat atâta? Îmi pare rău că te-am făcut să aștepți. N-ar trebui să stai pe uscat așa de mult. Nu sunt o sirenă! Dacă spui tu, n-ai văzut-o încă pe Penny? Chiar am luat ultimul costum de bopit. Penny a trebuit să vină îmbrăcată în oaie. Și mai bine, vom intra în concurs împreună. Cât ești de drăguță! Cât de frumos este că tu ai venit îmbrăcată în oaie, iar eu un bopip. Mințile luminate gândesc la fel? Mama, dar chiar ești implicată în chestia asta cu oile. Dar cum eu nu vorbesc limba oilor, de acum înainte un be înseamnă da, iar de două ori be înseamnă nu, ok? Îmi place! Hei, tocmai mi-a venit o idee. Ce-ar fi să facem echipă și să intrăm împreună în concurs? Adică da? Hei, e cineva acolo? Ceva prăjituri aveți? Mulțumesc! Ce costum frumos! Da, singura problemă este că nu văd nimic de aici. Nu pierzi mare lucru! Înseamnă că nu l-ai văzut pe fraierul ăla îmbrăcat în costumul de sirenă și de care vorbește toată lumea. Poți să-mi dai o prăjitură?
Eu trebuie să confis totul și să-l bag la raze X. Nu se știe niciodată când găsești bucăți de metal înăuntru. Îmi pare rău, fiule. Trebuie să verific dacă napolitanele nu sunt otrăvite. Jesse, când termini, îmi dai costumul tău? Aș merge la altă petrecere, dar mai degrabă îmbrăcată în sirena ta. E un costum de bestie spațială. De unde crezi că vine Sul? Va trebui să te învăț cum să recunoști razele astea invizibile. Bună încercare, Ariel. Wow! Super! E de ultimă oră. Fiți atenți. Predați-vă cu toții sau veți fi vaporizați. Wow! Hei, ce-i cu costumul ăsta? Ai încălcat înțelegerea noastră. Credeam că suntem prieteni. Oh, da. E bine, m-am gândit că o să mergi cu maică ta la magazin să-ți iei și tu unul. Nu m-am gândit că o să vii îmbrăcat ca... ce ești tu? Credeai că eu am să încalc înțelegerea niciodată. Acum mă simt groaznic. Rămân dator, frate. Ba, bine că nu. Deci cine ești? Din familia Adams? Deci totul e în regulă. Săptămâna asta dorm la mine. Iar săptămâna viitoare dorm eu la tine. Și după ce vom câștiga premiul, vom merge împreună la tărâmul moștilor. Iar la vară vom juca volei împreună în tabără. Lungana Iacobovski are un stadiu la care te poți strecura eu. Bună, credeam că porți costumul micuței Bupip. A trebuit să schimb costumul. Drepturile oilor sunt importante, dar dispariția pădurii tropicale îmi solicită atenția. Și acum copitele din spate. Și iată locul 2 pentru cel mai haios costum. Wow, bilete pentru noaptea înfricoșătoare. La ce oră vrei să ne întâlnim? Niciodată, mi-e silă să-ți mai văd fundul ăla mare. Iar câștigătorul pentru cel mai original costum este Jesse McCoy. Eu? Am câștigat? Ai chihuahua! Iată pentru originalul costum de sirenă. Pentru ultima oară, nu sunt o sirenă! Bine, atunci premiul pentru cel mai original costum revine? Bine, sunt o sirenă! Și acum, premiul cel mare, abonamentul la tărâmul monștrilor! Marele câștigător este micuța Bopip și oaia ei! Știam eu, suntem cei mai tari! De mâine să începem să ne gândim ce costume vom purta de acum și până la sfârșitul liceului. Bravo, Nancy! Vă rog, spuneți-mi că cineva s-a costumat în Penny. Cât de super! Ne vom distra de minune la tărâmul monștrilor și în tabăra de volei. Și o să dormim împreună și parcă ai zis ceva de o echipă de popice. Felicitări, domnule Besser. A fost o petrecere foarte reușită. Crezi apărare? Poftim? Eu n-am spus nimic. Besser e un capsoman. Mă faci capsoman, Ciufulito? Ciufulito? Ciufulito! 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 Capsoman! Capsoman! A fost papagalul? Așa se pare. Suntem cei mai tari! Nu fi prost, Jesse! Hai de vine să le învățăm cum e de urâte! Să-i ștergem!
Ah! 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 Ah